Bună seara tuturor, sunt Mădălina Dobrovolski, sunteți pe TVR1. Românii au puțină încredere în sistemul medical. Țara noastră se află pe penultimul loc în cel mai recent clasament al încrederii, studiul anual Ipsos, care explorează cele mai noi provocări ale sistemului de sănătate cu care se confruntă în prezent oamenii din întreaga lume, precum și calitatea serviciilor de sănătate din perspectiva cetățenilor globului. Sistemul de sănătate românesc este bolnav și are nevoie de terapie intensivă pe toate planurile, de la resurse și organizare și până la optimismul că lucrurile se pot schimba. Începem noul sezon Țară, Țară, Cine Ești? Cu povestea Asociației Dăruiește Viață, cea care nu doar că a făcut un spital, dar propune o reformă din temelia sistemului medical românesc. Dacă ajungi pacient în România, te trezești față în față cu tot felul de probleme pe care le scoate în evidență și studiul Ipsos. În țara noastră, principalele provocări sunt legate de costul de acces la tratament și birocrație, urmate de personalul insuficient și timpul de așteptare. Sondajul este realizat în rândul la peste 23.000 de adulți din 34 de țări, inclusiv România. O analiză recentă a Comisiei Europene arată faptul că, deși în România cheltuielile pentru sănătate au crescut în ultimii 10 ani, acestea rămân la al doilea cel mai scăzut nivel din Uniunea Europeană, atât ca procent din PIB, cât și ca pondere pe cap de locuitor. În România, scorurile proaste sunt acordate în special de persoanele peste 50 de ani, care de regulă interacționează mai mult cu sistemul sanitar, evaluările acestora fiind mai degrabă bazate pe experiențe reale și mai puțin pe percepții și părerile apropiaților.